Distracție l-a scăldat pentru doi căpriori din Parcul Național Retezat. Imagini inedite au fost surprinse cu doi căpriori în timp ce se aventurau în habitate lacvatice din pădurile Rom Silva. Aceștia notau fără vreun pic de teamă spre deliciul biologilor. Doi căpriori au fost surprinși în timp ce înotau în apele din pădurile Rom Silva. Căprioara este unul dintre cele mai îndrăgite animale sălbatice de pe teritoriul României, fiind și sursa multor povești. O specie aparte, care de cele mai multe ori tinde să fie confundată cu cerbul, un animal înrudit speciei, căprioara este un mamifer erbivor care se hrănește în principal cu frunze, dar mănâncă și muguri, ghindă, trifoi și ruși de mure. Acestea trăiesc în zonele de șes și de deal, preferând pădurile de foioase sau amestec de foioase și rășinoase. Căprioara poate trăi până la 15 ani, dar apogeul este la vârsta de 7-8 ani, după care intră în regres. Frumusețea și gingășia emanată de aceste animale le transformă într-o adevărată podoabă a unei din România.